Oh, I think it was a difficult game because Partizan it's a very good team. Of course, both of the teams are in preparation, so you could see that the legs are still heavy. But anyway, I hope we are happy because we won, and we hope that us and Partizan are going to have a good season. What can you say about Partizan, about their players? As I told you, you can see that they're still in pre-season, so they're not at 100%, but good players, very aggressive, good condition, good technique. I hope they're going to win the next season. What can you say about your ambitions, your and your club? Our club, we're fighting for all the trophies that is in play. So we hope we're gonna be a good team to fight for the championship, for the League Cup and the Romanian Cup, and of course we want to go in the group of Europa League. I met your old friend Nicola Gulan here. Yeah, so I play against him. It was nice to see him again after a lot of years. We played together in Fiorentina. He improved a lot. He's a good player. I knew this, so I hope. He's gonna have a great chance to play and then to go back in Italy. You have many friends, Serbian players. Well, yeah, I have this feeling with the Serbian people. I always like them, so I have a lot of friends. So I say hello to all the Serbians. Okay. Da, bine, sunt 5 victorii, sunt
în pregătirii. Ne bucură faptul că am câștigat, dar nu ne, să spunem așa, ne face să avem nasul pe sus, nu, să rămânem cu picioarele pe pământ, pentru că oricum știm că toate echipele care le-am întâlnit, ca și noi de altfel, sunt în pregătiri. E bine pentru noi, pentru pregătire, pentru condiția fizică și pentru moral, dar asta nu înseamnă că acum să fim de neînvins. Trebuie să fim conștienți că, și să nu mai repetăm erorile pe care le-am făcut în sezonul trecut, să continuăm împreună ca echipă, să luptăm pentru fiecare minge, în fiecare meci și când o să tragem linia la sfârșit să vedem pe ce loc suntem. Colghetul echipei în amicale vei fi și în oficiale? Sper în primul rând, nu mă gândesc la goluri, mă gândesc să ajut echipa prin calitățile mele să câștige un meci, sper să dau cât mai multe goluri, dar mai importante sunt victoriile echipei. Ce zici de faptul că vezi lucrurile într-un joi-duminică, sunt foarte multe meciuri? Da, mai bine decât antrenamente, prefer meciurile, tot obișnuit, am jucat astea la acest nivel, abia aștept.